Hristos a înviat și pacea Domnului. Vreau să vă fac o prezentare la prăjitura ce am făcut-o astăzi, că am tăiat-o pentru prezentare așa cum am scos-o din cuptor și era foarte, foarte moale, chiar ieșea afară brânza. Și am spus că din cauza că am pus smântână, dar nu toată lumea m-a crezut pe cuvânt. Uitați acum arată, vedeți? Deci mami a tăiat-o caldă, nu a așteptat să se răcească. Da, m-a arătat. Deci au văzut lumea că a fost caldă, dar eu acum vreau să arăt cum ar fi când e rece. Că eu când am venit acasă am vrut să fac vieșă zi, mami, dar vezi cum arată din cauza că a tăiat-o caldă. Și am zis, no, facem prezentarea prăjiturii înainte să pun video ca să... Și acum e caldă, să știți. E caldă, nu-i rece, dar arată altfel. Vedeți? Nu, acum ai... Nu, acum ai prăjitură, spune. Lințăr, cu brânză. Și pot să spun că și aluatul e atâta de fraged. Uitați aici. Și atât e de pufos, de fain. Vedeți? Se vede. Deci e super. Doar că am vrut să arăt atunci când am scos din cuptor, fiindcă am știut că Angi pleacă la grădiniță. Acum văd că m-a luat ăla de... Am luat eu ca să-l spun. Luat. Da, am luat și l-am pus dincolo mașină. No, și am știut că Angi pleacă la grădiniță după fată. Și de la fată s-o duce la logoped și atunci am știut că ea nu se mai poate să arate că, cum arată o prăjitură adevărată, cum să zice. Uitați aici, vedeți? Și n-am vrut să fiu de rușine. Asta a mea idee a fost, să facem filmarea asta. Acum când am scos-o, nu mai s-o deschis aia rotundă, să se deschide, știi? S-o lărgești. Forma. Și atunci noi am luat-o așa caldă și uite, s-o desfăcut de aici. Păi asta e lucru o să mai iau eu, că asta are vreo 10-15 ani, forma mea asta rotundă. Și o să-mi cumpăr eu într-o zi de asta. Nu-i problemă. Da, avem dincolo la noi. De ce ne-ai luat aia? Nu știu. Aia de la doamna Cuța. Noi nu avem a nostru, de la doamna Cuța, de la doamna Carmen. Hai să spun ceva. Doamna Cuța, fără... I-au spus că o să-ți trimite de ziua ta cadou. Așa. Dar i-am uitat. Și? I-ați pus 50 de euro și eu nici n-am știut. Și? Și m-a sunat acum când a fost în oraș. Da, ce ai primit banii de la mine că nici nu m-ai trimis mesaj înapoi că i-ai primis. Eu nu știu de niciun bani. No, intru pe aplicație, mă uit să văd intrările. Opa, am văzut numele ei, ți-o trimis 50 de euro. Doamna Cuța, dar nu trebuia, dar îți mulțumesc că și așa m-ai trimis atâtea. Pe Mirel, atâtea bunătăți. Mai trebuia și bani să mai... Da, ți-o trimis de ziua ta și eu zic că să-ți iau ceva flori. Ei, înseamnă că florile ce ți-am luat eu, alea de afară care s-a agață, ți-am luat cadou de la Cuța. Îți mulțumesc foarte frumos din partea ei, dar nu mai trebuia că m-ai trimis atâtea pe Mirela, că nici nu știu să spun ce m-ai trimis. Sunt multe care nici nu știu și nu le-am văzut, cum să zice. Dar, na, în sfârșit, vă mulțumim. Chestia e că la mulți le-a rămas numărul de cont când am strâns bani pentru domnul Căruț și de atunci... De atunci, uite că... Da, așa face și... Doamna Camelia. Camelia, n-am cuvinte. Într-o seară ne sună, ce faceți? Vezi că ți-am pus bani. Nu m-a venit să cred când am luat pomul, când am luat floarea. Da, da, floarea, da. Da, vezi că ți-am pus, deci nici discuție. Noi nu ne așteptăm, nu. Nu ne așteptăm, nu, numai niciodată surpriză. Bine, acum nici nu ne supărăm cu oricine ar fi așa.
Oricine ar fi așa, nu? Da, dar îmi pare rău că nu pot să... Uite pe doamna Cuța, ca norocul că mai trimitem una alta, dar la doamna Camelia din America, nu. Cum să facem să-i trimitem și eu jumară? Da. Are, atât ce-i trebuie, până și o țăr poate să iei de acolo. Am auzit este că un magazin rusesc. Rusesc cu produse sau, românești. Sau sârbesc. Este o sârboaică care și-a deschis acolo o cofetărie și de acolo o cumpără cele mai faine prăjituri, cele sârbești. Da, da. Și cumpără de acolo, uite cât e aluatul de fraget, că nici nu poți să tai cu cuțitul așa de faine aluatul. Super! Tai eu, că știu că dacă ei taie, tot se sparge. Și atunci tai eu și las așa pe farfurie și fiecare să-și ieie cum vrea. Ia ca așa. Uite ce bine arată, vedeți? Pus esență de lămâie? Nu am pus esență de lămâie, că nu am esență de lămâie. Când mă duc o să-mi cumpăr, am străcurat o lămâie peste praful de copt și am pus jumătate de lingură de bicarbonat în aluat. Și am răzălit lămâie în brânză. Asta e aluatul care faci tu la prăjitura cu mere. Cu mere. Atâta da. Mi-l place, aluatul e așa un pic dulce, dar sărat un pic. Și consistența e foarte faină, se topește în gură și brânza e smântânoasă și se simte aromă de... Deci am arătat până acum, lămâie. Cred că de 10 ori cum arată, că m-a fost rușine. M-a fost rușine când am tăiat-o, că cum a ieșit brânza afară. Și am zis, dar nu e la mine așa ceva să iese brânză afară, dar fiindcă a fost cald și a fost smântână, așa s-a întâmplat. Dar acum v-am arătat că se topește în gură, pur și simplu. Vreau să spun de doamna Nela din Sighișoara. O doamnă m-a contactat astăzi și am sunat-o. Că m-a lăsat numărul de telefon, e o doamnă foarte dragă, e o fană de-a noastră, ne urmărește în fiecare zi, se uită cu drag la noi, atâta ne-a lăudat și așa s-a bucurat că am sunat-o și mi-a zis să nu vopsesc tot gardul verde, să vopsesc numai frunzișoarele care le-am vopsit, că dacă vopsesc tot gardul verde, nu se mai observă florile. O zis că să te mulțumesc, ascult doamna pe tine. Nela. Mi-a mai spus și un degresant foarte bun, da. Care folosește ea și dacă vrem să-l folosim, este la Kaufland. Mulțumim. Un degresant de la Italia, cu vreo 20 de lei. Dar a zis că e foarte, foarte bun, se poate folosi și la haine. Chiar arate haine, cămașa pe cutie, că dacă ai o pată, da, o poți spate. Da, pun pe haine, pe pată, pun la spălat și... să degresează și scoate pata. Și mi-a mai zis și de... Ce m-a mai spus? Doamna Nela, de bicarbonat mi-a spus că să luăm la cutie mai mare și mi-a mai spus încă de ceva, dar nu mai mă amintesc. Mi-a mai spus de pastele astea care am crezut că s-orez. Da, da. Și mi-a spus că mai este și paste cum îi farfale așa în formă de de fluture, numai da, mini. Știu. Da, știu, am luat și noi din alea farfale. Da. Și au zis că dacă vrem, putem să luăm și din alea mai mici pentru Natalia. Și... Vă spun sincer, eu am mai spus asta în comentariu. Am spus că eu dacă știu să fac, nu mă, cum zice bănățănii, eu nu mă fălesc cu asta. Dar dacă fac eu, nu mai am nevoie să cumpăr eu paste. Dar câteodată îmi prinde bine, că nu mai mă pun eu să fac repede și iau o mână de tăiței de acolo și pun. Cu toate că eu aș putea să fac tăiței și să am 2 săptămâni, dar nu-mi place. Nu-mi place aia stătuți, de mine făcuți. Poți să le uști, poți să faci ce vrei, că nu-i în sfârșit.
Deci eu rar iau, de-aia eu nici nu știu așa mai în detalii multe de pastele astea, fiindcă nu prea frecventez să cumpăr așa. Dar să știi că nu am observat până da, acum. Da, s-a mirat o doamnă că a spus, dar cum se poate până la ora asta că eu nu știu așa ceva? Fiindcă nu frecventez să cumpăr. Eu dacă cumpăr niște pene din alea că fac la Natalia sau farfale, cum am spus. Cu brânză și așa, dar nu sau prea. Sau macaroane, sau da. scoici, mai da, luăm. Da, mai iau și scoici, e adevărat. Acum vreau să fiu înțeleasă cu prăjitura mea, că vă spun că m-a fost rușine când am tăiat-o, atunci când am scos-o din cuptor, că era atâta de moale că... E aici pe farfurie una singură. Uite, nu aici vreau să arăt eu altceva. Eu vreau să arăt eu altceva. Nu, arată. Ce vreau să spun. Vă spun că e atâta de fraged și una și alta. Și suculentă. Da, eu... foarte faină. Uitați aici. Tot să mânci, cum să zice. Dar eu nu mănânc. Sincer, nu mănânc. Astăzi am avut diabetul, m-a sunat sărăcuța Carmen, m-a sunat și zice, te-am sunat, zice, și bine că m-ai răspuns. Zic, bine că ți-am răspuns, dar n-am răspuns imediat și i-am arătat când îi prea scade la mine diabetul, atunci mai îmi permis și eu să mânc, îi subțire cât e coada asta de la lingură, poate și mai subțire de atâta, este așa, coțchie de ciocolată cu mentă. Aia îmi place, ciocolata măruie. Și numai bine m-a picat, lasă-mă să spun. O, ce bine că m-a scăzut diabetul, 66 am avut. Și repede am mâncat o coțcă din aia de ciocolată și zic, nu mă crezi, Carmen? Uite-ți arăt că mânc ciocolată. Mami, oamenii nu știu ce coțcă. Nu? Nu. Pătrățea. Tabletă. Sau tabletă, da. Și... eu așa știu și așa spun. Deci e foarte faină și prăjitura mea care să sfarmă tot. Deci și-a luat... O să vedeți în video. Uitați că mami aici. E un Uitați. Pic mai serioasă, mai tăcută, din cauza că nu s-o simți bine de la diabet, că a avut diabetul mic. Dar n-a știut că am diabetul mic. Am luat eu un medicament pentru răceală care m-a scăzut un pic diabetul. Probabil era mai aprișor, mai eu știu cum. Și... e dezinflamator și probabil că dezinflamatoarele afectează un pic. Acum cred că ne-am lămurit, am tăiat prăjitura, am prezentat-o și aveți tot încrederea că face și pe parcurs prăjituri minunate. Și vreau să vă spun că noi ne bucurăm dacă luați legătura cu noi, cum a fost doamna Nela. Chiar m-am bucurat să vorbesc cu ea, să văd că e o fană care e foarte comunicativă, chiar și ea a spus și m-a învățat pe bine că să vorbesc cu oamenii, că atunci mai afli una și alta, că dacă nu vorbești, eu aș mai știi. Avea ceva de completat, dar nu știu dacă nu se supără Carmen pe mine. Dar nu-i mare lucru ce spun eu acum. O parcat. Ce vă spun până la urmă? Că nu-i mare lucru. Ce zici să spun? Parcat mai novul loc. O luat amendă copilului Robert. Lasă să spun eu. Carmen o parcat. Carmen? Da. Oh. Și... o mers să plătească amenda, nu știu ce a fost acolo, și zice când a ajuns acolo, o doamnă polițistă, care Carmen sărăcuța nu s-o aștepta. Oh, dar vă cunosc, sunteți doamna Carmen, care mergeți la doamna Rundica. Și doamna Rundica care face rețetele și mamă ce s-a îmbucurat Carmen, atunci ce mi s-a mai încăzut inima. A avut o cunoștință care nici nu o cunoaște. Da. Deci eu nu mă laud, Dumnezeu știe că nu mă laud, dar mă bucur pentru fiecare în parte că le place ce fac eu, apreciază și chiar le încânt, cum se spune, că se uită la mine. Chiar asta pot să spun că acum, când am început canalul, acum 2 ani,
A fost o doamnă procuroară de la criminalistică, nu știu să pronunț, care a spus că așa se relaxează când se uită la mine. Nu zic că după o zi grea de lucru... Da, și atâtea dosare și cercetări, se uită la mine și se relaxează. Vă mulțumesc la fiecare în parte că vă place ceea ce fac, vă mulțumesc din tot sufletul meu că mă iubiți și eu sincer vă spun că mă îmbucur, n-am cuvinte. Odată am fost la Sengros și nu pot să pronunț mai bine. Și eram cu spatele. Și o doamnă care ea aprovizionează, că așa au spus, așa vă spun, ea aprovizionează tot raionul ăla de acolo cu de toate, cu marfă, numai din spate m-a auzit vocea și a venit, doamnă, dumneavoastră sunteți de la rețete și noi de noi, și numai după voce. Și însă așa, nu știu cum să vă spun. Plăcută, impresionată. Da, da. Și vă mulțumesc pentru asta. Odată eram în mașină. Eram în mașină și Daci trebuia să-mi facă programare. Și oh, doamna de la București. Domnul să vă binecuvinteze. Stai, nu așa. M-a lăsat să vorbesc, să facem programarea. Da. Și după aia, dar stați puțin. Dumneavoastră sunteți dacian? Am auzit mie. Da, eu sunt. Dumneavoastră sunteți fiul lui doamna Rodica, care face rețete. Da, noi suntem. Eu vă urmăresc și... Da. Da, dar nu să ne vadă. Deci numai după voce. După voce, ne cunosc cu vocea, da, după la voce. Telefon. Eu aia vreau să spun că mulțumesc la fanii mei, Domnul să le dea sănătate, să le binecuvinteze pe fiecare parte. Din toți fanii mei, că am atâtea, că eu am și să le număr pe degete, dar sunt mii și sute, cum să zice, care nu le știu. Și o doamnă din București m-a trimis hăinuțe, m-a făcut pachet, toate noi, cu etichet din Italia, care niciodată nu a vorbit cu mine la telefon sau să ne vedem sau ceva, sau să ne anunțe înainte că îmi trimite pachet. Dar când au trimis pachetul, nu știu cum o lua legătura cu Dacian și i-a spus, vezi că... Și m-a trimis de toate. Doamna Cristina, nici nu știu cum o cheamă. Domnul, să te binecuvinteze. Am adresa ei, am tot rochii, făcut bluze. Ce frumos. Până și agrafă în cap m-a trimis. Dar lucruri faine, folositoare. Toate noi. Și trusa de medicamente. Și ce să-ți povestesc, că la toate s-au gândit la mine. Care eu n-am cuvinte, am rămas fără cuvinte, ce să mai spun. Și pentru Natalia au trimis o carte de bucătărie, parcă pentru copii. Uh-huh. Da. Și e foarte fain, da. N-am apucat să facem. Da. Vreau să spun că îmi pare tare rău că nu pot să mă duc sâmbătă la noi, la Narad, la Biserica Eclesia, La doamna Marcela. Marcela. Dânsa a făcut o carte de bucate, se numește Cu Dumnezeu în bucătărie. Bravo, bravo. Și așa m-ar fi plăcut să mă duc și eu, că e o doamnă atât de deosebită, să filmez pe acolo, să fac un pic de reclamă și... Și ea poate să facă reclamă. Da, și ea poate. Normal. Dar ar fi fost fain să filmez. Și o doamnă așa de faină, o soră atât de dragă. Dacă sunteți din Arad și vă place de doamna Marcela, mergeți, vă rog, sâmbătă la Biserica Eclesia la prezentarea cărții. Ei. Da, dar nu știu exact ora. Trebuie să mă uit pe internet. Noi atât am avut să vă spunem, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. De la mic la mare, că și un băiețel de 7 ani mi-a spus... Bunica sau mămica lui, nu știu ce-a fost, bunica sau mămica, care a spus că nu zi de zi trebuie să se uite la mine, să nu trece o rețetă, să nu se uite la mine. Și fătuța asta, atât am părut de rău de ea, săraca, care ne-am întâlnit cu ea la Remarc, să mă iertați că nu mai știu cum o cheamă pe nume, așa...
sărăcuța, da. Afectată. Ea a fost bolnavă. Pic. Da. A fost bolnavă și când m-a când m-a văzut, m-a recunoscut, așa a fost. O vrut să lase pe mama ei să vină cu noi. Da. Vă dați seama cât de mult ne iubește. Da. Și ce inimă sinceră. Da, sărăcuța. Și nu mai vrut să se despartă de mine. Până a ajuns mama ei să spună, și acum ce mă fac? Da. Da. Într-un final s-a descurcat, dar da. Greu. Greu, da. Domnul să o binecuvinteze dacă da, ne aude da. Acum. Mama ei și ea, dacă cumva ne vede, te iubesc. Ce să vă spun, vă dorim numai bine. Aștept în continuare să ne scrieți, să ne lăsați comentariu, să ne lăudați. Eu mă bucur dacă mă lăudați. Miss Bănățană Făloasă! Mă mândresc cu asta, să știți. Asta s-a mai blocat unul sau una, nu mai știu. Mai este și din ăștia. Așa obraznici. Era... Nu vorbim. Nu, da. Lasă Domnul să le dea înțelepciune și să le dea sănătate și să le binecuvânteze. Nu-i frumos, nu-i frumos. Pentru cine nu crede în Dumnezeu și în puterea Lui, să știți așa, să spune în popor că karma, că mulți aleg să creadă în orice altceva, dar nu în Dumnezeu. Dar asta e cam așa, că dacă ai o karma din asta negativă, lucrurile negative îți vin înapoi. Doamne ferește, lasă-mă, dar cam așa, nu mai povesti. Cam așa îi, mami. Nu se spune că cu ce mână dai, cu aia primești? Noi suntem creația lui Tatăl Ceresc. E adevărat, dar toate vorbele astea, cam așa îi, că dacă tu faci rău la aproapele tău... Nu trebuie să spune așa, lasă. Sau gândești rău. Lasă, lasă astea. Fiecare știe. Eu nu am nimica cu oamenii care vorbesc rău. Dar dacă ei vorbesc rău, lor singur își face. Mai că știi că pe mine nu mă doare degetul să dau bloc. Mai știi că o doamnă a comentat urât și eu am spus, Doamnă, Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți dea înțelepciune. Da, și eu zic că din cauza asta să uite mai departe la noi. La noi și s-au abonat. Da. Așa că n-avem noi cu nimeni nimica. Dacă ei au cu noi, treaba lor. Noi nu avem treaba lor. No, bun. Vă da. Lăsăm că lăsăm. Vă postez acum înainte de video. Adică după video ăsta ce postez acum, o să editez video cu prăjitură și dacă vedeți pe mami mai serioasă și tăcută, să știți că din cauza asta eu nu s-o simți bine că a avut diabetul mic și ea nu da. O știut. N-a știut, într-adevăr. Dar nu știu, n-am fost chiar așa ne... Dacă te-ai avut diabetul, 60 sau... 66. Nu, destul de micuț. 66, da. Vă dorim numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi, în cășile voastre, în inima voastră, să vă poarte de grijă oriunde sunteți, oriunde vă aflați. Și cred că... Să-L țineți pe Dumnezeu în inima voastră, să-L țineți aproape... Să aveți o relație personală cu El. Dar lasă-mă să spun și eu. Cred că sora Camelia a venit acasă de unde a fost. A venit? Da, cum să nu? Da? Dar sora Camelia nici n-a știut. M-a trimis poze de la ea de la lucru. De ziua ei au făcut ceva activitate. Vedeți? Sincer vă spun. Nu o cunosc, nu mă cunoaște, numai așa pun... Prin internet, cine vede. Internetul vedem. Ăsta care s-o... Vorbim pe cameră. Dar vă rog să mă credeți, așa m-am atașat de ea, că n-am cuvinte. Dar și de Carmen, și de Carmen. Și de Carmen, stai că și Carmen e geloasă. Și de Carmen, și de Ioana, și de Cuța, și de... Îs atât. Doamna Nela, m-am zis mulți. Da, da. Care da, nu putem să vă da. Cuprindem pe toți. Dar ne bucurăm să vorbim cu voi online. Eu sunt pe internet lați cu Dacian. Și știu eu ceva acum, că mai este una geloasă, e din Grecia. Da. și ea e geloasă dacă iubesc pe alții și pe ea nu. Dar inima noastră e mare. Și cuprinde pe toți. Cuprinde pe toți. Și putem câte puțin în fiecare să vă dăruim dragoste înapoi. Cum am vrut să spun, eu pe internet sunt lați cu Dacian. Seara putem să vorbim pe video dacă... Cine așa. Vrea să cine vrea. Cu noi? De ce nu? Da. No, vă lăsăm acum, chiar că vă lăsăm.
Pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi, să vă poarte de grijă și vouă și nouă. Pace, pace, la revedere! De curând, la revedere!